Bun găsit la o nouă ediție din Viața Romilor! Evenimentele politice din această săptămână reconfigurează structura scenei politice, iar în emisiunea de astăzi vă prezentăm cum se poziționează Partida Romilor în noua alianță aflată la guvernare, dar și ce măsuri destinate membrilor minorității rome sunt asumate prin noii săi parteneri politici. Vă prezentăm și mesajul președintelui Partidei Romilor Pro-Europa, Nicolae Păun, în legătură cu aspectele legate de ultimele decizii luate de principalele partide politice, precum și de actuala coaliție a noului guvern. În continuare, vă invităm în județul Bihor, unde echipa emisiunii noastre l-a însoțit pe vicepreședintele Partidei Romilor Pro-Europa, Marian Daragiu. Veți vedea cu cât entuziasm a fost întâmpinată acțiunea Căsuța mea de vis de către copiii din comunitățile din nordul țării. Pe finalul emisiunii vă prezentăm imagini din județul Gorj, unde au avut loc manifestări educative, campania de informare privind COVID-19 și acțiuni de solidaritate derulate sub coordonarea prim-vicepreședintelui Partidei Romilor, Iulian Paraschiv, în comunitățile de romi din Tălpășești și Târgu Jiu. Rămâneți alături de noi! Imediat începe Din Viața Romilor! După o criză politică de aproape 3 luni și o guvernare interimară ce a împiedicat gestionarea eficientă a pandemiei, a problemelor create de criza economică și cea energetică, în această săptămână a fost aprobată în Parlament componența și investirea unui nou guvern, reprezentată în grupul parlamentar al minorităților naționale, consemnatar al noului acord politic de constituire al Alianței pentru România, alături de PSD, PNL și UDMR. Partida Romilor a obținut asumarea în programul de guvernare a unor măsuri care contribuie la îmbunătățirea situației romilor din România. Reprezentând interesele etniei, Partida Romilor Pro-Europa a negociat cu partenerii politici adoptarea unor măsuri și politici publice care să țină cont de situația romilor din România și să contribuie la îmbunătățirea condițiilor de viață din comunitățile de romi. Iată-ne la Parlamentul României, sunteți foarte grăbiți și din acest motiv nu o să vă rețin foarte mult alături de mine. Domnule Cătălin Manea, sunt lucruri importante de spus și v-aș ruga, în primul rând, să vă prezentați invitații la cadru. Păi, am deosebita onoare ca alături de mine astăzi să fie domnul Marius Budăi, viitorul ministru al muncii, ministrul muncii practic, și domnul coleg deputat Adrian Solomon, viitorul președinte al Comisiei de Muncă din Camera Deputaților. Eu cred că este un moment istoric pentru noi, minoritatea romă, în sensul în care, iată, după 20 de ani, Guvernul României și-a asumat în programul de guvernare o serie de măsuri pentru minoritățile naționale în general și, în particular, o serie de măsuri pentru minoritatea romă. În programul de guvernare apare foarte clar că în următoarea perioadă, respectiv până la sfârșitul lunii decembrie acestui an, strategia Guvernului de îmbunătățire a situației romilor va fi aprobată și evident că apar o serie de măsuri în domeniul cultural, în domeniul educației, în domeniul sănătății, în domeniul muncii. Pe această cale vreau să le mulțumesc colegilor mei prezenți aici, conducerii Partidului Social-Democrat, în mod special domnului președinte Marcel Ciolacu, liderului grupului parlamentar al PSD, Alfred Simionii, secretarului general al PSD, domnului Paul Stănescu, și tuturor celor care m-au susținut și au ținut cont de demersurile pe care eu, în calitate de deputat al minorității rome și de reprezentant al Partidei Romilor în Parlament, le-am făcut în direcția ca aceste măsuri să fie incluse în programul de guvernare. Domnule ministru, iată că după 20 de ani Partida Romilor Pro-Europa, organizația reprezentativă a romilor în Parlament, pot să spun că are o nouă speranță, pentru că de ani de zile s-au încercat foarte multe lucruri să fie rezolvate și iată că în acest moment avem speranțe că va fi mai bine. Ce urmează să se întâmple din acest punct de vedere? Bună ziua tuturor! Datorăm acest fapt și insistenței domnului deputat Manea, care la discuțiile pe care le-am purtat inițial împreună cu domnul președinte Solomon și cu domnul deputat, ulterior cu conducerea Partidului Social-Democrat, am înțeles că în programul nostru de guvernare, ulterior integrat în programul de guvernare al coaliției, să existe o secțiune care să se intituleze pentru minorități, măsuri pentru minorități și, bineînțeles, și minorități, cetățenii români de etnie romă. Noi avem credința și eu am credința, dacă voi primi votul, să fiu încă o dată ministru al muncii, că orice cetățean din România, și bineînțeles acum discutăm de etnia romă, trebuie conștientizat că este util societății și trebuie să conștientizăm și societatea că acel cetățean este util pentru acea societate. Eforturile noastre se vor conjuga în jurul acestei idei de utilitatea cetățenilor în societate și de conștientizarea societății de utilitatea cetățenilor de etnie romă și vom gândi și vom implementa măsuri astfel încât să creștem și gradul de ocupare, vorbesc de Ministerul Muncii, dar și gradul de educație pentru cetățenii de etnie romă și luăm în calcul mai multe măsuri pe care le vom dezvolta și le vom prezenta public. Le va prezenta și domnul deputat Manea atunci când le vom avea scrise și să trecem chiar și la implementarea lor. Eu îl felicit personal că s-a luptat și s-a bătut foarte mult. Am avut multe ore de discuții pentru a trece în programul de guvernare acest program. Cred că este un pas extraordinar înainte. Repet, aș vrea să închei cu ideea pe care am spus-o de 2 ori până acum, dar țin foarte mult la ea. Conștientizarea societății că societatea are nevoie de cetățenii de etnie romă, dar și conștientizarea cetățenilor de etnie romă că sunt utili și doriți în societate. Cred că asta este cel mai important deziderat pe care îl putem da acestui program de guvernare. Vă mulțumesc pentru toate aceste precizări și sper într-o discuție pe larg în edițiile viitoare ale emisiunii noastre. Răspund cu drag invitație dumneavoastră, bineînțeles în funcție de program și de discuțiile pe care să le purtăm înainte de a stabili întâlnirea și cu drag, fără niciun fel de problemă. Bun găsit alături de colegii dumneavoastră din Parlament. Aceeași întrebare este și pentru dumneavoastră. Cum vedeți ca aceste măsuri să poată fi implementate în perioada următoare? În primul rând, primul pas a fost făcut și, cum spunea și domnul ministru, la insistențele domnului Cătălin Manea, au fost incluse politici, strategii pentru incluziunea comunității rome în programul de guvernare. Urmează pași concreți a legiferării și eu sunt convins că în cel mai scurt timp vom avea și rezultatele acestea. În primul rând, odată cu adoptarea strategiei pentru romi, vom avea acolo puncte de urmat din punct de vedere legislativ. Mai mult decât atât, după câte îl cunosc pe domnul ministru Marius Budăi, ca un om hotărât și de cuvânt, există o discuție despre angrenarea unor consilieri de ocupare la nivelul AJUFM-urilor în acele județe în care comunitățile rome sunt mai numeroase, astfel încât să venim și cu măsuri proactive de ocupare pe piața muncii a celor care fac parte din comunitatea romă și care trebuie, odată în plus, știu eu, consiliați să-ți poată găsi un loc de muncă bine plătit și conform pregătirilor. Dacă la nivelul inspectoratelor școlare începem să avem realizate aceste deziderate ale partidei, la nivelul AJOFM-urilor sperăm să vedem în anul următor un prim pas către împlinirea acestor deziderate și, după cum cunoaștem, anumite comunități locale la nivelul primăriilor au avut astfel de consilieri pentru problemele romilor și problemele și-au găsit cu rapiditate rezolvarea. Vorbesc și că a fost viceprimar la Bârlad și în perioada respectivă am lucrat foarte bine cu cel pe care îl aveam ca și colaborator din partea partidei, numai că trebuia să facem artificii, să-l putem angaja pe un post și să lucreze cumva detașat pe această structură a Direcției de Asistență Socială, neavând în organigramă și nefiind permis în acel moment, din punct de vedere legislativ, acest lucru. De aceea vreau să dăm instrumentele legislative fiecarei comunități, fiecarei structuri a Ministerului Muncii și nu numai, ca să poată să angajeze acolo unde este nevoie un astfel de consilier de ocupare, consilier școlar, consilier social și așa mai departe, astfel încât problemele lor să se rezolve cu celeritate, pentru că, dincolo de orice, sunt oameni minunați care au pus bazele acestei societăți de-a lungul istoriei prin munca pe care au prestat-o la toate nivelurile economico-sociale și așa mai departe. Încă o dată vreau să le mulțumesc colegilor mei, deputați din Partidul Social-Democrat, pentru sprijinul acordat în demersul de a introduce în programul de guvernare măsuri și politici publice pentru minoritatea romă. Evident că avem măsuri și politici publice pentru minoritățile naționale în general. Vreau să-i mulțumesc în egală măsură și colegului meu, deputatului Varujan Pambucian, liderul grupului parlamentar al minorităților, însă eu cred că este un pas important pentru noi, dincolo de orice. Repet, vom avea măsuri și politici publice foarte clare în zona de educație, în zona de ocupare, în zona de sănătate. România va avea un guvern cu forțe depline, un guvern stabil, cu profesioniști, și vreau să subliniez acest lucru. Și colegul meu, domnul Marius Budăi, deputat și viitor ministru, este un profesionist, la fel ca și domnul profesor Rafila, viitorul ministru al Sănătății. Deci vom avea oameni foarte bine pregătiți în pozițiile de decizie din această țară și nu pun la îndoială faptul că minoritatea romă va fi tratată într-un mod echitabil ca toți ceilalți cetățeni și să nu uităm că până la urmă și noi, așa cum preciza foarte bine și colegul meu Adrian Solomon, am pus bazele constituirii acestui stat național modern numit România. Romii de departe trebuie să bucure de drepturile și îndatoririle cetățenești prevăzute de Constituție. Populația de etnie romă este o populație tânără, o populație aptă de muncă, care ar putea, într-un fel sau altul, să cumva să răspundă deficitului de forță de muncă calificată din România. Vedem că în ultimii ani, spun eu, importăm forțe de muncă calificate din tot felul de state, mai mult sau mai puțin exotice. Eu cred că populația de etnie romă, având în vedere și rata natalității extrem de mare, este o populație aptă de muncă și noi ne dorim să fim cetățeni activi pe piața forței de muncă, contribuabili și nu o populație asistată și dependentă de intervenții din partea autorităților și instituțiilor administrației publice, locale și centrale. Este timpul ca romii să se trezească, să fie apreciați și să conștientizeze că doar într-un mod activ, într-un mod de a se implica în viața societății, putem crește, putem evolua. Și închei prin a vă spune că, din păcate, zecile de mii de copii rom care astăzi au 6, 7, 8 ani și care nu sunt, din păcate, cuprinși în sistemul educațional, peste un orizont de timp nu foarte îndepărtat de doar 10 ani, vor fi adulții României de mâine care vor avea 17, 18, 19 de ani, care nu vor avea competențe, care nu vor avea șansa de a avea un loc de muncă și de a-și întemeia o familie. Ori noi lucrurile astea încercăm să, la nivelul ăsta încercăm să intervenim, să prevenim și să le acordăm acestor copii romi și populației din grupurile socioeconomice defavorizate șansa de a avea un loc de muncă, de a fi prezenți în actul educațional și, evident, șansa de a avea acces în mod egal, în mod echitabil la toate serviciile publice oferite de statul român. În urma solicitărilor reprezentantului Partidei Romilor, membrii partidelor politice partenere au subliniat că vor susține adoptarea acestor măsuri și proiecte care contribuie concret și coerent la îmbunătățirea situației romilor din România. După votul de încredere primit în Parlamentul României, membrii noului cabinet și reprezentanții comisiilor parlamentare au vorbit despre măsurile care vizează realizarea unor desiderate așteptate de minoritatea romă. Iată, la Parlamentul României tocmai a fost votat guvernul Ciucă. O să vă întreb câteva cuvinte, adică o să vă rog să-mi spuneți câteva cuvinte la cald, după care să intrăm în subiectul nostru. Este un moment important pentru România. România are, începând cu data de astăzi, un guvern cu forțe depline, Este o stabilitate politică pe care ne-am dorit-o cu toții. Toți cetățenii României așteptau în aceste momente extrem de grele prin care trecem cu toții, momente generate de pandemia de COVID, cauza, în primul rând, a crizei energetice și a crizei economice, chestiuni care au revoltat populația țării. Toți românii, repet, așteptau din partea clasei politice un semn de maturitate. Astăzi s-a făcut dovada acestei maturități politice. România are un guvern instalat. Guvernul a fost votat cu peste 300 de voturi, 301 vot, dacă nu mă înșel, ceea ce denotă o majoritate extrem de mare, peste 70%. Iar de acum înainte așteptăm din partea membrilor guvernului să-și exercite mandatul încredințat de Parlament astăzi cu onestitate și cu responsabilitate în beneficiul tuturor românilor. Este nevoie de măsuri urgente în domeniul sănătății, este nevoie de măsuri urgente în domeniul protecției sociale. Românii au nevoie de salarii, au nevoie de locuri de muncă, pensionarii au nevoie de pensii, copiii au nevoie de alocații și nu doar măsurile sociale am vrut să le invoc în intervenția mea, ci pur și simplu și pe cele de natură investițională. România are nevoie de investiții, are nevoie de stabilitate. Nu, era clar pentru toată lumea că nu mai puteam continua în modul acesta. Dumneavoastră, cât și organizația pe care o reprezentați, Partida Romilor Pro-Europa, ați făcut ani întregi de mersuri către guvernele care s-au succedat la cârma țării noastre, să spun așa, în ceea ce privește măsurile afirmative, nu pentru romi. Ce anume urmează să se întâmple de acum încolo, pentru că dumneavoastră chiar ați făcut publice niște măsuri pe care doriți să le includeți în programul de guvernare și cum se vor concretiza ele? Am făcut nenumărate demersuri, eu cel puțin în calitate de deputat al minorității rome, încă de la intrarea în mandat, am tras nenumărate semnale de alarmă de la tribuna Parlamentului cu privire la situația grea a comunităților noastre. În sfârșit, vocea noastră a fost auzită și pe această cale vreau să le mulțumesc partidelor aflate în actuala coaliție guvernamentală pentru faptul că au răspuns pozitiv măsurilor propuse de organizația noastră și de mine în calitate de deputat. Pentru prima dată, la o distanță, spun eu, de mai bine de 20 de ani, Guvernul României și-a asumat prin programul de guvernare o serie de măsuri și politici publice pentru minoritatea romă în particular și pentru minoritățile naționale în general. Spun că este foarte important în egală măsură să precizăm și faptul că grupul parlamentar al minorităților, din rândul căruia fac și eu parte, este parte componentă a acestui arc guvernamental, este parte componentă a stabilității politice din România, care s-a instituit, iată, de astăzi și sunt mai mult decât convins că stabilitatea politică va fi de lungă durată și nu de scurtă durată, așa cum intenționează unii colegi din opoziție să sugereze. Măsurile pe care le-am solicitat într-un document oficial pe care l-am înaintat conducerii celui mai mare partid politic din coaliție, este vorba de Partidul Social-Democrat, au vizat în principal educația, sănătatea, infrastructura, măsuri de protecție socială, cultura și identitatea etnică a minorității rome. Primele măsuri pe care le-am solicitat în numele organizației sunt legate de aprobarea în regim de urgență a strategiei Guvernului României de incluziune a cetățenilor români aparținând minorității rome pentru perioada 2021-2027. Știți și dumneavoastră că vechea strategie a expirat anul trecut în decembrie și tot anul 2021 nu am avut un document de politică publică asumat de către Guvernul României în baza căruia să ne desfășurăm activitatea. Iată că la 11 luni distanță avem, în scurt timp vom avea o strategie pentru romi și eu cred că este un lucru notabil, mai ales și din prisma faptului că această strategie va fi finanțată. Deci este expres prevăzut în programul de guvernare că strategia va fi aprobată până la finele acestui an și va fi finanțată. A doua măsură pe care am solicitat-o este în legătură cu Agenția Națională pentru Romi, organ de specialitate al Guvernului României în domeniul politicilor publice pentru romi. Le-am solicitat membrilor Guvernului să regândim această structură și să consolidăm capacitatea instituțională a agenției, pentru că în momentul de față știți și dumneavoastră că Agenția Națională pentru Romi este subdimensionată din punct de vedere al resurselor umane. Sunt foarte puțini oameni care își desfășoară activitatea la nivelul acestei importante instituții pentru romi. Este subdimensionată din punct de vedere al finanțării și, în cele din urmă, este subdimensionată și din punct de vedere al atribuțiilor pe care, în mod firesc, agenția ar trebui să le aibă în raport cu instituțiile administrației publice locale și centrale pe linia asta a incluziunii pentru minoritatea romă. În domeniul sănătății am solicitat domnului ministru Rafila Alexandru să inițiem în regim de urgență un program de formare și de încadrare de noi mediatori sanitari în toate comunitățile de romi vulnerabile. Mediatorul sanitar este o resursă umană indispensabilă în această perioadă grea caracterizată de pandemie. Mai mult decât atât, tot cu Ministerul Sănătății am discutat că va fi necesar să modificăm cadrul legislativ pentru a statua cumva poziția mediatorului sanitar în plan local. În domeniul educației am solicitat încadrarea la nivelul tuturor inspectoratelor școlare din țară, unui inspector școlar pentru minoritatea romă, o poziție distinctă. În egală măsură am solicitat încadrarea și formarea de noi mediatori școlari. Și aici avem asigurări clare din partea Ministrului Educației, domnului Sorin Câmpeanu, că vor fi deblocate aproximativ 150 de noi posturi de mediatori sanitari, iar acești inspectori școlari, pe care îi tot solicit de mai bine de un an de zile, vor fi în sfârșit încadrați la nivelul fiecărui inspectorat școlar din țară și implicit la nivelul inspectoratului școlar al municipiului București. În domeniul culturii am solicitat înființarea în regim de urgență a instituțiilor culturale ale romilor și aici mă refer la Teatrul Romilor, la Muzeul de Istorie și Cultură al Romilor și la un institut pentru studierea robiei și a Holocaustului romilor. Avem sprijin politic și guvernamental că aceste instituții vor fi create în următoarea perioadă. Ar mai fi un domeniu pe care e bine să îl amintim și anume în domeniul infrastructurii și a dezvoltării locale și regionale am solicitat sprijin pentru modificarea și armonizarea cadrului legislativ de așa manieră încât în sfârșit, după 31 de ani de democrație, romii să fie puși în legalitate cu acte de proprietate și cu acte de identitate. Este inadmisibil pentru un stat, așa cum este România, un stat democratic, ca în secolul 21 zeci și sute de mii de familii să trăiască fără acte de proprietate și fără acte de identitate. Deci, pe ansamblu, cam acestea sunt măsurile pe care le-am solicitat oficial, repet, într-un document pe care l-am înaintat la fel de oficial partidelor din coaliția de guvernare, document care a fost citit, care a fost însușit și după aceea, iată, acum regăsim negru pe alb în programul de guvernare multe dintre măsurile pe care Partida Romilor și eu, în calitate de deputat al minorității rome, le-am solicitat actualului guvern. Eu cred că e un pas înainte, un pas mare pe care îl facem înainte și sper ca de acum înainte minoritatea romă și rezultatele în zona comunităților noastre de romi să fie din ce în ce mai vizibile și să se vadă și schimbări și îmbunătățiri, pentru că le așteptăm de foarte mult timp. Încă o dată doresc să le mulțumesc colegilor mei parlamentari, colegilor mei deputați și senatori pentru sprijinul acordat. Este de precizat și faptul că Partida Romilor, organizația reprezentativă a minorității rome, a muncit în toată această perioadă. În cele din urmă aș vrea să subliniez că am reușit să obțin o poziție de subsecretar de stat pentru minoritatea romă în cadrul Ministerului Educației și încă o poziție nouă și extrem de importantă pentru noi, comunitățile de romi din România, respectiv o poziție de subsecretar de stat în cadrul noului minister înființat, Ministerul Familiei și Tineretului. Deci, practic, apărăm și în zona guvernamentală, în zona de execuție, cu doi subsecretari de stat, unul la Ministerul Familiei și Tineretului, celălalt la Ministerul Educației și cu o poziție de secretar de stat la nivelul Agenției Naționale pentru Romi. Eu spun că sunt până la urmă niște poziții executive și niște ingrediente, le-aș putea numi instituționale, niște instrumente cu care am putea să muncim, am putea să lucrăm în beneficiul comunităților de romi. Stăm de vorbă astăzi cu doamna Natalia Intotero, președintele Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților. Bun găsit, doamna deputat! Bun venit la Parlamentul României, Camera Deputaților, Comisia pentru Învățământ. Iată că noul guvern și-a asumat adoptarea unui set de măsuri absolut necesare pentru îmbunătățirea situației romilor. În calitate de președinte al Comisiei de Învățământ din Camera Deputaților, cunoașteți foarte bine problemele cu care se confruntă elevii romi. Multe dintre acestea le-am și discutat în platoul emisiunii noastre. Una dintre recomandările deputatului minorității rome Cătălin Manea pentru creșterea accesului copiilor romi la educație vizează formarea și încadrarea unor noi mediatori școlari. Cât de importantă este, în viziunea dumneavoastră, implicarea resursei umane rome în educație? Cum veți sprijini dumneavoastră aceste măsuri? Vreau să vă spun că în cadrul negocierilor pe care le-am purtat cu partenerii coaliției de guvernare, respectiv partidele care compun această guvernare în momentul de față, PSD, PNL, UDMR și minorități, un punct foarte important pe care l-am susținut și care a fost cuprins în această ofertă de guvernare și plan pe viitor a fost investiția în educație. Și când ne referim la investiție, nu ne gândim doar la investiția în infrastructură, care este absolut necesară, investiția în unitățile de învățământ, investiția în tot ceea ce înseamnă posibilitatea participării elevilor, tinerilor la sistemul de educație, tablete, laptopuri. Nu știm cât durează încă această pandemie prin care trecem și de aceea învățământul hibrid trebuie să fie o alternativă. Pe lângă toate acestea, e foarte importantă investiția în capitalul uman. Atâta timp cât cadrele didactice nu vor beneficia de salarii mărite, salarii pe care ei ar fi trebuit deja să le aibă, aceste măriri, începând din anul 2020. Dar, în egală măsură, investiția în capitalul uman cu accent pe o categorie socială care cumva duce la creșterea abandonului școlar și mă refer aici la minoritatea romă. Trebuie să fim alături de această minoritate, trebuie să încurajăm participarea la sistemul de educație. Până la urmă, investiția în fiecare elev înseamnă investiția în adultul de mâine și de aceea un elev pregătit trebuie să beneficieze de cadre didactice pregătite și de acești mediatori pentru care colegul meu, domnul deputat Cătălin Manea, s-a zbătut foarte mult, chiar de la începutul mandatului de deputat, respectiv din luna decembrie anului 2020. O altă inițiativă a deputatului Cătălin Manea, deputatul minorității rome, vizează includerea în structura inspectoratelor școlare județene a unui inspector pentru romi. De ce este importantă această măsură? Cred eu că acest inspector are posibilitatea de a coordona tot ceea ce înseamnă activitatea acestor mediatori școlari. În egală măsură, acest inspector trebuie să fie punta de legătură dintre unitățile administrativ-teritoriale, dintre fiecare localitate care compun un județ în România, cu ceea ce înseamnă administrația publică centralizată, respectiv Guvernul României, care de asemenea cred eu că trebuie să aibă în vedere un departament care să vină cu lucruri concrete, respectiv politici, pentru fiecare minoritate în parte, cu precădere, așa cum am enunțat, pentru minoritatea romă. Și cred eu că un aspect, iarăși, foarte important este faptul că în actualul arc guvernamental a fost înființat Ministerul Familiei și al Tineretului, pentru că aici vorbim de politici care să vină în sprijinul familiei și în egală măsură a tuturor tinerilor. Iar eu cred că în cadrul acestui minister trebuie să cuprinse aceste măsuri care să susțină toate minoritățile, cu precădere minoritatea romă. Există deja la Ministerul Educației un subsecretar de stat numit, domnul Marian Daragiu. Iată că vom avea un subsecretar de stat și în Ministerul Familiei. E foarte important să existe această conlucrare între reprezentanța ai minorităților din diferitele ministere ce compun arcul guvernamental cu autoritățile locale. Aduc un plus valoare, un sprijin și, așa cum am menționat, practic ei centralizează toate problemele cu care se confruntă minoritatea romă, iar apoi structurile centrale, alături de reprezentanții atât ai Camerei Deputaților cât și ai Senatului, trebuie să vină cu soluții concrete și deja au fost făcuți pași importanți în acest sens. Inițiativele legislative depuse în Parlamentul României de către domnul Cătălin Manea s-au bucurat de o largă susținere din partea colegilor și sunt convinsă că acestea vor fi transpuse în legi și nu doar legi. România, știm cu toții, este un exemplu la nivel european pentru felul în care respectă și pune în aplicare drepturile minorităților. Vă mulțumesc pentru toate aceste informații și în numele organizației Partida Romilor Pro-Europa, organizația care reprezintă romii în Parlamentul României, vă mulțumesc și eu pe această cale pentru toată implicarea. Și eu vă asigur în continuare de întreaga mea disponibilitate și nu doar disponibilitatea mea personală, ci a tuturor colegilor care ne desfășurăm activitatea în cadrul Comisiei de Învățământ și permiteți-mi pe această cale să transmit sărbători frumoase, sărbători liniștite și multă sănătate tuturor membrilor comunității dumneavoastră. Președintele Partidei Romilor Pro-Europa, Nicolae Păun, a transmis un mesaj prin care a subliniat rolul important și contribuția pe care organizația reprezentativă a romilor îl are în asigurarea unei guvernări responsabile, care să răspundă și problematicii rome. Prin prezenta scrisoare deschisă doresc să aduc la cunoștința opiniei publice următoarele aspecte legate de ultimele decizii luate de principalele partide politice, precum și de actuala coaliție a noului guvern. De reținut este faptul că pentru prima dată în istoria politică post-decembristă, grupul parlamentar al minorităților naționale este invitat oficial să participe la guvernare. Actuala coaliție de guvernare este formată de PSD, PNL, UDMR și grupul parlamentar al minorităților naționale, ceea ce ne arată clar că există o majoritate confortabilă cu o largă susținere a proiectelor guvernului condus de domnul Nicolae Ciucă. Un alt aspect important este acela că, în anul 2000, respectiv din timpul guvernării Adrian Năstase, în urma unui protocol încheiat de domnul Ion Iliescu în calitate de președinte PSD și de subsemnatul în calitate de președinte al Partidei Romilor, s-au stabilit câteva măsuri preluate în programul de guvernare și reamintesc printre acestea înființarea Agenției Naționale pentru Romi, strategia pentru incluziunea romilor, înființarea posturilor de consilier în cadrul prefecturilor, înființarea posturilor de inspectori școlari pentru romi, Centrul Național de Cultură al Romilor. Din 2004 și până în prezent au trecut 17 ani, unde lipsa de voință politică în a rezolva problemele din cadrul comunităților de romi a lipsit cu desăvârșire. Acum, după 17 ani, când partidele politice, în special cele vechi și cu tradiție, PNL, PSD, UDMR, au realizat că problematica romilor nu mai poate fi lăsată la voia întâmplărilor, s-a reușit introducerea unor măsuri specifice pentru comunitățile de romi. Prin urmare, Partida Romilor Pro-Europa, cu sprijinul instituțional din partea grupului parlamentar al minorităților naționale și printr-un efort politic evident, constând în dialog purtat la nivelul conducerii partidelor mai sus menționate, vor putea aduce pe masa guvernului problemele minorităților naționale naționale. Un alt aspect important este acela că, atunci când se muncește în echipă, rezultatele nu întârzie să apară. Actuala echipă a Partidei Romilor, formată din deputat, secretar de stat, subsecretari de stat, consilieri județeni, consilieri municipali și locali, primari și alți lideri ai organizației, au obligația să vegheze la felul în care Guvernul României va implementa măsurile propuse în programul de guvernare pentru comunitățile de romi. De mai multe ori s-a încercat eliminarea Partidei Romilor din viața politică națională, cât și a romilor. Nu s-a reușit acest lucru, deoarece electoratul romilor din România ne-a validat prin vot, indiferent de presiuni, chiar venite din partea unor indivizi care își desfășoară activitatea în jurul Bruselului. Partida Romilor va rămâne activă și implicată pentru minoritatea romă, cea pe care o reprezentăm în Parlament. Am făcut întotdeauna dovada faptului că am știut, am vrut și am putut să lucrăm în echipă, așa că va fi greu pentru cei care încearcă să încetinească sau să oprească Partida Romilor, atât din afară cât și din interior. Dumnezeu să ne ajute! Să auzim de bine! Echipa emisiunii noastre continuă să aducă în prim plan situațiile și particularitățile comunităților de romi din România. De această dată ne-am alăturat vicepreședintelui Asociației Partida Romilor Pro-Europa, Marian Daragiu, pentru o incursiune în activitatea acestuia de peste ani în domeniul educațional, cu precădere în învățământul antepreșcolar. Pentru că o prioritate fundamentală a Partidei Romilor este tocmai educația, ne aflăm astăzi în județul Bihor, localitatea Ineu, unde îi vom premia pe copiii și părinții care au înțeles că un viitor mai bun nu se poate realiza decât printr-un parcurs educațional solid, început încă din primii ani de viață. Suntem într-una dintre comunitățile cele mai mari, cu pondere mare de populație de etnie romă din județul Bihor. Este o comunitate în care ne regăsim de multă vreme. Vă spun și eu bun venit și dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. O să cunoaștem aici copiii de vârstă foarte fragedă, de vârstă mică, pentru că educația pentru noi, așa cum știți, este extrem de importantă. Ne pregătim încă de la vârsta de 0-3 ani în munca cu copilul, în munca cu părintele, pentru a ne asigura că educația antepreșcolară și grupele de educație antepreșcolară sunt pline cu copiii noștri, cu copiii din comunitatea de romi, la oaltă cu copiii de alte etnii, pentru că trebuie să vă spun că în Ineu sunt și copii maghiari și copii români. Suntem la finalul unei săptămâni în care, sub coordonarea Partidei Romilor, în Bihor s-a desfășurat acțiunea educațională Casa mea de vis, un demers menit să implice părinții și copiii deopotrivă. Conceptul din spatele acestor bune practici constă în a susține un parcurs educațional început din inima familiei, de la vârste timpurii, cu participarea întregii comunități, la a realiza un viitor solid pentru cei mici. În prima parte a muncii noastre vom vedea cum mediatorii noștri comunitari, le spun mediatori comunitari și nu mediatori școlari, pentru că nu au încă posibilitatea să fie angajați ca mediator școlar, dar vom vorbi despre aceste lucruri. Sunt persoanele resursă și le-aș numi persoanele cheie în munca educațională, în special cu copiii mai mici, pentru că vă imaginați, părinții nu și-ar putea permite să-i lase pe copiii de 2 ani cu nimeni altcineva decât cu cineva din comunitate în care au încredere, față de care au respect, persoane cu care și-au câștigat până la urmă credibilitatea și legitimitatea în a lucra cu copiii, așa că o să mergem la familiile care au copii incluși în aceste grupe de educație antepreșcolară și vom duce cu microbuzul angajat de școală, un microbuz care are sigur locurile cu acele scaunele pentru copii și vom asista la o oră de muncă cu copiii cei mici. Astfel îi pregătim pentru a merge la grădiniță. În localitatea Ineu, Marian Daragiu s-a ocupat în ultimii ani de implementarea și solidificarea unui proiect menit să faciliteze accesul la educație antepreșcolară cu ajutorul mediatorilor comunitari, persoane din interiorul comunității care au toată încrederea și respectul din partea părinților, astfel că pot menține legătura dintre aceștia și instituțiile de învățământ. O să vă rog să-mi spuneți ce faceți aici. Ați ajuns la prima... Da, am ajuns la primul copil, acum așteptăm pe mămică să îmbrace copilul. Deci o să dureze puțin. Și mașina e pregătită? Mașina e pregătită, scaunelele sunt pregătite, doar să așteptăm să aducă mama cu filul. Practic așa îi luați pe cei... Da, mergem la fiecare mămică, luăm fiecare copil și îl ducem. Și sunt părinții liniștiți că veniți să luați pe cei mici de acasă? Așa? Da, sigur, așa au multă încredere în noi. Îi ducem. Asta îi luăm de la domiciliu și îi ducem și îi aducem. Îi și aduceți acasă? Ei da, sunt... și acum ducem, sunt copii foarte mici, înțeleg. Da, 0, 2 și 3 ani. Da, da, da. Da, intră să vezi dacă gata. No, sunt cazuri care și trebuie să-i ajutăm să se îmbrace. Da, și să trezim, da, sigur. O să veniți mie să vedeți încolo. Deci întâmpinăm probleme de genul că trebuie să trezim, să batem la ușă. Și să așteptați să-l îmbrace. Da, așteptăm, dacă e cazul, ajutăm la îmbrăcare, ajutăm, da. Și copiii, părinții sunt foarte mândri de noi, că noi, deci au încredere, că suntem de etnie și atunci ei au încredere să-și lase copilul. Uitați, primul copilaș apare. Bună dimineața! Bună dimineața! Bună dimineața! Deci deja prima fetiță e gata. O să continuăm, o să continuăm. Stați liniștit acum că doamnele au preluat fetița mică și merge la... Bine. Cum e? Îi place fetiței la... Da, se scoală la 6 și vrea să margă. Zice, eu mă duc la Greghinuță, unghii, baba și bunica. Vrea să margă și ea, de dimineață se scoală. O să vedeți că copiii în această săptămână s-au pregătit cu desene, pentru că suntem la momentul în care premiem munca lor și munca familiei. A fost o muncă de echipă, o muncă de, care s-a desfășurat împreună cu frații mai mari și cu părinții, din dorința noastră de a obișnui, de a crea anumite patternuri educaționale în cadrul familiei, în așa fel încât educația să nu mai fie un concept abstract pentru ei, ci să facă parte din viața de zi cu zi, să fie parte din activitățile lor. Așadar, astăzi este ziua premierii, așa că pregătiți-vă să-i premiem pe acești copii pentru munca pe care au făcut-o. Ați avut activități aici, înțeleg, de ani de zile, iată că astăzi le continuați și alături de Partida Romilor și acești copii vor beneficia și de niște premii, așa cum spuneați? Da, exact. Pentru noi, pentru Partida Romilor, educația este, spuneam altădată, cheia de boltă și așa este să spun, cel mai important aspect asupra căruia ne concentrăm atenția, pentru că toate celelalte lucruri vor veni de la sine. În momentul în care educația este pusă acolo unde trebuie să fie, ca prioritate numărul 1 pentru familie, sigur că din când în când organizația noastră își poate permite să sprijine familiile inclusiv din această perspectivă financiară și nu ne-am dorit să fie o dublare a eforturilor autorităților locale, ci este pur și simplu aprecierea noastră față de eforturile pe care le fac părinții și vorbim aici de părinți foarte săraci. Urmăm traseul mediatorilor și cunoaștem o a doua familie pentru care meritele educației timpurii sunt deja recunoscute. Bună dimineața! Bună dimineața! Haide, babă! Cel mic e pregătit de mers la grădiniță, nu? Da. Cum este să vină dimineața cineva să-l ia? Câtă încredere văd că aveți în doamna, că deja l-a preluat de acasă. Da, ne cunoaștem, aici am crescut, ne cunoaștem, ne place de doamna Leta, de doamna Cordovan. Și cel mic e în siguranță, văd. Da, foarte siguranță. Ce face la grădiniță? Vine cu lucruri noi? Cum e? De când merge? E foarte bine, cu minții, mai învățat, își cerge masa după el. Da, e important că vine să-l ia de acasă sau așa decât... Da, e foarte important. Ar fi fost greu altfel. Da, până la autobuz, mai ales că el e mic. Am văzut că mai aveți o fetiță. Da. O să faceți la fel și cu ea, nu? Când da. Crește. Da. Doamnă, deja văd că s-a lipit cel mic de dumneavoastră. Da, sunt foarte alipiți de mine, că... Nu, îi iubim și îi îngrijim. Ne jucăm cu ei. Ce-i drept că nu am mai văzut, domnule Daragiu, în niciun loc unde am fost o astfel de activitate, așa de dimineață, să vină să ia mașina, adică exact ce spunea și noastră, această educație... Educația antepreșcolară, educația 0-3 ani, este o noutate și în România. Primele programele de educație antepreșcolară au fost lansate de Ministerul Educației în urmă cu un an. Și în timp ce vorbim, se întâmplă acest proces de transfer a grupelor de educație antepreșcolară din cadrul creșelor de la Ministerul Muncii către Ministerul Educației. Iar ce vedeți aici este într-adevăr un pionierat în ceea ce înseamnă participarea copiilor de 0-3 ani la grupele de educație antepreșcolară. Vizităm o a treia familie pentru care încrederea în mediatorii comunitari joacă un rol esențial pentru educația copiilor lor. Cât de important e să plece dimineața cei mici la creșă, la grădiniță? Foarte important pentru noi. Că măcar se joacă, mai învață lucruri noi și e foarte ok. No. Pentru educația lor mai le învață doamnele acolo ce trebuie să facă, cum, chiar dacă eu nu apuc chiar foarte bine să le învăț, deci ele se ocupă foarte bine de ei. No. Aveți sprijin și pe tăticul văd? Da, dar el merge mai mult la lucru, merge dimineața, nu e angajat, dar merge așa, zilier și e un pic greu. No, că cum vă descurcați? Un pic greu, dar încerc să fie totul ok. Ce vă doriți pe mai departe pentru cei mici? Ce să ne dorim? Ne dorim ca să aibă o educație cât mai bună, chiar dacă noi nu am avut posibilitatea să fim, merem la școală mai mult, măcar ei ca să învață, să aibă o educație mult mai bună pentru copii. Aveți și vreun vis așa? Ce ați vrea să-i vedeți pe cei mici că devin? Normal, aș vrea să-i văd să meargă mai departe la școală ca să fie cineva în viață. Eu vă doresc mult succes! Exact așa cum sunteți, nu vă schimbați în mintea dumneavoastră, ci să rămână educația importantă pentru mai departe, pentru copii, și sperăm ca peste ani de zile de la Partida Romilor să venim să vă dăm adeverințe de etnie pentru copii care merg la liceu, care merg la facultate și apoi să-i vedem oameni mari. Destinația noastră este școala gimnazială Puiu Sever, din comuna Ineu, acolo unde se desfășoară activitatea grupei antepreșcolare, precum și a unei grupe de grădiniță în care se vorbește limba romanii, conform unui studiu realizat de Ministerul Educației, sub egida Direcției Generale de Management în învățământul preuniversitar. Deprinderile și cunoștințele dobândite la vârste cât mai fragede favorizează oportunitățile de învățare de mai târziu. Totodată, prin educația antepreșcolară, se poate preveni abandonul școlar în comunitățile defavorizate, atât prin implicarea colectivă la procesul educațional și prin conștientizarea importanței educației, dar mai ales prin relația dintre părinte, copil, mediator, instituție de învățământ. Hai să facem o căsuță, hai! Așa, bravo! Uite ce am devenit, bravo! Bravo! Uite, punem așa aici, să facă mai mare, bine? Sunt foarte mici copiii pe care îi aveți aici și aș vrea să vă întreb cât de important este ca ei să vină deja și să fie într-un spațiu educațional de la o vârstă fragedă. Este foarte important ca toți copiii să vină la grădiniță, să încurajăm foarte mult, deoarece se dezvoltă atât fizic cât și psihic foarte mult un copil. Când au venit, copiii nu stăteau jos, nu aruncau la gunoi, iar acum, în 2 luni jumate, sunt foarte... Deja se văd schimbări. Se văd schimbări. Deci, practic, copiii acum înțeleg ce le cereți, ce activități au. Am văzut cântă, dansează, spun poezii. Deocamdată este un pic mai greu, dar dacă voi avea tot aceeași prezență, iar părinții mă vor susține, cu siguranță vom merge mai departe. Ei am văzut când i-am luat de acasă că sunt foarte implicați și foarte bucuroși că își trimit copiii la... Da, sunt foarte bucuroși pentru că vin la grădiniță, nici nu m-am așteptat când am venit în această grupă, dar într-adevăr vin... Am frecvență zilnică, toți copiii, iar părinții mă susțin în asta. Ce mesaj ați avea pentru cei care încă nu sunt hotărâți să trimită copiii atât de devreme la o vârstă așa de fragedă? Ce sfat le-ați da? Să aibă curaj și să lase copiii la grădiniță, pentru că este un lucru foarte bun și de ajutor pe viitor. Eu bat la ușa casei așa și-mi lustruiesc pantofii așa. Bravo, Sera, bravo! Rolul mediatorilor este unul incontestabil. Activitatea acestora continuă fără întrerupere pe parcursul zilei, astfel că ele reprezintă un real sprijin pentru educator, contribuind activ la supervizarea fiecărui copil în parte. Ce fac doamnele mai exact? Cum vă ajută pe dumneavoastră ca și cadru? Cu siguranță părinții au încredere foarte mare în dânsele, cu siguranță de asta vin foarte mulți la grădiniță. Doamnele mediatoare îmi aduc copiii, îi duce acasă, mă ajută cu mâncarea, cu activitățile. Deci le aveți alături chiar și la activități, nu numai că iau copiii și îi duc acasă. Da, le am prezente aici și la activități și la absolut tot ce am nevoie. Este foarte important un mediator în această grupă. Atunci când părinții au neclarități sau ceva nu știu, ce fac? Vin și vă consultă, vă întreabă? Da, noi fiindcă mergem în fiecare dimineață la ei și ne spune neplăcerile lor sau cum e copilul, dacă în caz că este bolnav, dacă în caz că nu se simte bine. Consultă în toate problemele, cred că, pe care le au în legătură cu cei mici. Normal, ne consultă dacă au probleme, dacă le putem ajuta, le ajutăm, dacă nu le dăm un sfat bun. Vrem ca romii noștri să devină cineva. Cu toate acestea, încă există lacune legislative, dar la care, din fericire, se lucrează. Dacă am putea, i-am multiplica pe acești mediatori preșcolari. Sunt oamenii fără de care educația antepreșcolară și educația preșcolară, până la urmă, nu s-ar putea realiza într-o comunitate ca aceasta pe care ați văzut-o. Sunt copii, vedeți foarte bine aici, care sunt lipiți de doamnele mediatoare. Fără prezența lor, copiii aceștia nu s-ar afla în educația antepreșcolară în momentul de față. Este foarte important să avem acești mediatori în toată țara, în toate școlile în care avem copii de etnie romă. Este foarte important să avem mediatorii școlari, fără de care nu s-ar putea realiza procesul educațional așa cum ne-am dorit. Ce șanse ar fi ca acești mediatori, așa cum spunea și dumneavoastră, să se multiplice și să existe practic și la nivelul altor comunități? Acum de câteva zile, colegul nostru Cătălin Manea, ca misiune venită din partea organizației noastre, Asociația Partida Romilor Pro-Europa, a venit cu o propunere de modificare a legii medierii școlare în condițiile în care nivelul de studii al persoanelor să scadă de la liceu cu bacalaureat la învățământul general obligatoriu. Costurile pe care le implică acest proces educațional timpuriu nu sunt atât de mari până la urmă. Vorbim de 1, 2, 3 mediatori școlari într-o comunitate care este foarte mare și de un transport pe care se pune la dispoziție pentru a salva o comunitate întreagă, adică pentru a contribui la viitorul nostru ca națiune. Beneficiile sunt mult mai mari decât costurile. Costurile sunt minimale. Nu ne trebuie decât să înțelegem fenomenul și apoi resursele financiare sunt convins că se vor găsi. Vizităm și grupa de grădiniță organizată în incinta aceleiași școli din localitatea Ineu, unde întâlnim copii romi cu vârste cuprinse între 3 și 6 ani. Am umbrelă pererină, la partea cum să vină, vântul vum vum vum, printre frunze prea acum. Am ulat și căciulă, luat vântul partea cum să vină. Vine Doamna pe la noi și cu vânt și cu ploi. Cum vom Pic, pic, pic. Bine. Doamna, nu-i nimic. Cât de important este să vină la grădiniță de la o vârstă cât mai fragedă? Este foarte important pentru că au anumite deprinderi când merg la școală. Știu să se organizeze altfel și au o conduită mult mai bună decât cea atunci când vin direct de acasă. Aveți aici la grupă chiar o fetiță care vine la dumneavoastră de 3 ani, deci da, se văd diferențe, e bine să vină din timp. Da, este o diferență foarte mare între un copil care frecventează de la 3 ani și un copil care îți vine în grădiniță de la 5 ani, de exemplu. Se vede o diferență foarte mare între cele două cazuri, să zicem așa. Una dintre caracteristicile acestei grupe o reprezintă utilizarea concomitentă atât a limbii romanii, cât și a limbii române. Ei vorbesc nativ limba România. Am văzut că dumneavoastră vorbiți cu ei în limba România. Da, când vin în grădiniță, eu vorbesc de acasă doar în limba România, astfel că și eu am învățat limba România ca să avem o comunicare cât mai bună. Deci nu ei de la dumneavoastră, ci invers. Dumneavoastră ați învățat de la ei. Asta eu am fost cea care am învățat și se pare că am învățat bine, că mă descurc din ce în ce mai bine. Și acum, practic, vorbiți și în limba română și... Da, practic îi pregătesc cu limba română pentru școală, însă noi la grădiniță predominant vorbim limba romanii pentru a mă simți și copiii mai aproape de ei și se simt și ei într-un mediu mai familial decât... Ce activități iubesc copiii și de ce sunt ei atrași de grădiniță? Cel mai mult le place copiilor mei să picteze, deci asta dacă ar fi zilnic, de 2-3 ori pe zi. Le place să picteze foarte mult, le place să se joace și pur și simplu cadrul acesta. Pentru cei care ne privesc, pentru părinții romi, care poate n-au fost hotărâți să-și dea copiii la grădiniță, ce mesaj ați avea pentru aceștia? Eu îi încurajez să-și dea copiii la grădiniță pentru că este un pas foarte important spre a învăța cât mai multe și spre a frecventa mai departe școala. Îi ajută foarte mult să se adapteze și să fie primiți cum trebuie. Înghinața, mesaja ne dumne înghina. E... Dui, trin, star, paș, șo, ef, o, tene, tești. Acest model vine în sprijinul copiilor și le facilitează dezvoltarea socială necesară mai târziu în timpul școlii. Auzind-o pe Daniela vorbind în limba romanii cu copiii și apoi făcând trecerea la limba română și apoi iară la limba romanii, acesta este modelul pe care îl promovăm. Aceștia sunt oamenii de care avem nevoie în sistemul educațional. Ei sunt oamenii pe care ne bazăm și pe care vrem să-i găsim în grupele de grădiniță și în grupele de educație antepreșcolară pentru a ajuta pe copii să se simtă parte din educație, să simtă că educația este și a lor. După cum vedeți, ei nu simt că sunt într-un mediu străin. Fiecare etapă aduce cu sine o dezvoltare cognitivă, o dezvoltare motrică, o dezvoltare a înțelegerii, a relațiilor interumane și este pregătit pentru a deveni un copil sociabil și un copil care își poate atinge propriul potențial de dezvoltare. Și acesta este dezideratul spre care tindem. O felicit pe Daniela pentru munca pe care o facem, ne știm de foarte multă vreme, este unul dintre cadrele didactice model și dacă am avea în educația preșcolară oameni care să împărtășească valorile, disponibilitatea și iubirea pe care le arată copiilor, sunt convins că suntem în zona de excelență. Eforturile părinților de a ține copiii la școală sunt uriașe în contextul unui trai dificil, așa cum adesea observăm că se întâmplă în comunitățile de romi. Asociația Partida Romilor Pro-Europa premiază eforturile acestor familii și încurajează activitățile educaționale. De această dată, cei mici alături de părinți și familie au fost implicați într-o acțiune menită să-i motiveze, numită Casa mea de vis. Domnule Daragiu, să vorbim un pic despre activitatea de astăzi. Am înțeles că vor fi premiați copiii, părinții pentru activitatea lor, dar aș vrea să-mi spuneți cum se desfășoară exact și cum se numește această activitate pe care astăzi ați pregătit-o aici în comunitate. Ca și activitatea de astăzi, se desfășoară activități similare în toată țara. Colegii din conducerea organizației Asociația Partida Romilor Pro-Europa am decis împreună cu președintele organizației, domnul Nicolae Păun, să ne apropiem de comunitate și să vedem acele modele de bună practică care ar putea să fie replicate la nivel național prin măsuri de politici publice. Este ceea ce facem astăzi, premierea muncii copiilor și a eforturilor pe care le depun părinții pentru a-i duce pe copii la școală. Și în această săptămână s-a desfășurat acțiunea care se numește Casa mea de vis. I-am spus sugestiv Casa mea de vis pentru că atunci când povesteam cu părinții care sunt nevoile lor cele mai mari, vă imaginați că nu au spus nevoia de educație, ci au spus nevoia legată de o locuință decentă, nevoia de a asigura condițiile minime de existență ale familiilor, în așa fel încât copilul să simtă în siguranță acasă, ca să poată apoi să meargă la școală. Așadar, au avut ca temă în această săptămână să deseneze, să-și proiecteze, să-și picteze pe o foaie cum arată casa lor de vis. Și copiii, cei mai mici împreună cu frații lor mai mari, împreună cu familia, au făcut aceste desene, cei mai mari și le-au făcut singuri, iar acum o să-i vedem pe părinți gata să își primească această mică apreciere din partea noastră. Este o apreciere totuși suficient de generoasă încât, așa cum i-ați văzut pe copii în grupele de educație întrepreșcolară, deși este frig afară, o parte dintre ei erau în sandăluțe. O să poată să le cumpere copiilor încălțăminte, o să le poată să le cumpere copiilor hăinuțe, o geacă mai groasă, să poată să le pună un pachetel, poate ghiozdanele, pentru că acum lucrez în Ministerul Educației. Trebuie să vă spun că măsurile, programele de educație antepreșcolară sunt în atenția Ministerului. În urmă cu 2 ani a fost lansat Programul Național Dezvoltarea Serviciilor de Educație Timpurie și sunt convins că în viitorul apropiat aceste modele de bună practică vor fi transpuse în măsuri care să ajungă în cât mai multe localități pentru a ne asigura că cei mici au șansa lor pe care o vor fructifica la maxim pentru a ajunge oameni cu școală, oameni învățați, oameni care să transforme comunități de acest gen din interior prin propriile lor abilități și atingându-și potențialul lor de dezvoltare. Iată așadar cum s-a desfășurat premierea. Această premiere pe care o facem astăzi pentru fiecare dintre dumneavoastră este un efort pe care îl aduce asociația din care provenim și este organizația noastră, Asociația Partida Romilor Pro-Europa, care a găsit cu cale să premieze efortul copiilor pe care îl depun pentru a fi prezenți la școală și am să-i dau cuvântul doamnei Violeta și doamnei Cordovan pentru a ne explica mai multe despre cum a decurs această activitate împreună cu dumneavoastră. Le mulțumesc colegilor din Partida Romilor care au fost de acord să premieze părinții și copiii pentru acest efort, iar dumneavoastră vă doresc multă sănătate și multă putere de muncă în tot ceea ce faceți. Cât de bine vă prinde acest premiu primit astăzi, dar pentru meritul copilului până la urmă, dar și meritul dumneavoastră. Vă mulțumim tare frumos dumneavoastră, Cordovanul și Partida Romilor. Îi mulțumim tare frumos pentru sprijinul. Îi mulțumim foarte frumos lui Cordovan, n-am cuvinte, fiindcă ne ajută foarte mult ca să ducă copiii la grădiniță, vine cu mașina personală, ne ia copiii de acasă, îi mulțumim, deci nu avem foarte, deci enorm îi mulțumim tare frumos, fiindcă îi sprijin foarte mult și probabil că în viața asta o să ne ajută. Ce veți lua celui mic? Eu să-l întreb, să văd ce o să-ți dorească el. Da. Hăinuțe, eu știu, rechizite? Probabil rechizite, probabil creioane de colorat, probabil haine, ce-i dorește el. O să le cumpărăm haine pentru grădiniță, să meargă curați la școală, să se întregreze între copii. Câți copii aveți? 2. 2 copii și da. Merg amândoi la... Da. La grădiniță, da. Cât de important este pentru dumneavoastră că cei mici merg la grădiniță? Pentru că, ca să primească educație bună, pentru că pe parcurs, dacă n-ai școală fără școală, nu poți să faci nimic în lumea asta. Ați avea un mesaj și pentru alte mămici care încă nu sunt decise dacă să trimită copiii la... Să trimită copiii la școală, pentru că în viața au nevoie de școală și de educație și vor fi cineva în lume. Dacă n-au școală, nu o să fie băgați în seamă și nu o să aibă nicio importanță. Domnule Cordovan, am văzut că dumneavoastră sunteți foarte implicat și în ceea ce privește educația celor mici, pentru că de dimineață sunteți prima persoană cu care ne-am întâlnit și îi luați pe cei mici de acasă împreună cu doamna, îi duceți la grădiniță. Cum vă descurcați cu această misiune? E grea, nu e grea? Cât de mult vă place să faceți ceea ce Mulțumim Domnului pentru totul. Mă simt foarte bucuros. Foarte bucuros. Chiar mult să iau bani de motorină și puțin îmi dă. Dar mulțumesc și pentru sprijinul acesta și pentru totul. Că avem o dragoste pentru copii. Mulțumim în primul rând redacției dumneavoastră, mulțumim în al doilea rând Partidei Romilor, care se implică pentru ajutorarea romilor. Este un lucru foarte minunat și nu știm cum să-i mulțumim. Suntem binecuvântați în Partida Romilor, îi mulțumim tuturora, lui domnul Marian, doamna Tina și întregii familii și întregii cei de la Partida Romilor, de la prefectură, care se implică în toate lucrurile pentru ajutorarea comunității de romi. Noi îl rugăm în continuare pe domnul Marian să pună sprijinul pentru copiii de rom care vrem să se dezvolte în comunitate, să devină și ei ceva. Mă bucur foarte mult să mă aflu aici împreună cu dumneavoastră și să știți că acest ajutor îi dă mare importanță pentru familiile noastre. Că acum vă dați seama că se apropie moșul și le treabă copiilor o grămadă de jucării, hăinuțe, măcar le cumpărăm ce au nevoie ei. Cum învață cei mici? Deci, extraordinar, nici nu m-am gândit că vreodată copii așa de mici o să meargă de aici la grădiniță. Pentru că în alte sate vă dați seama că nu au posibilitate. Cei care îi duc, domnul Cordovan și doamna Cordovan și Violeta Haraga, vin după ei până în casă la noi. Dacă nu-s gata îmbrăcați, ne ajută să îi îmbrăcăm, nu e nicio problemă. Îi așteaptă în fața ușii cu mașina și îi pun și îi duc la grădiniță. Este un lucru... nici de mult înseamnă, vă zic, chiar nu. Sunt familii care au câte 7-8 copii și vă dați seama că dacă au ăștia mici, n-ar mai putea să-i ducă la grădiniță așa de dimineață. Deci înseamnă enorm de mult pentru noi. Ce v-ați dori pentru cei mici pe viitor? Să stați ca mama așa. Să rămână tot așa, adică satul ăsta, să fie tot așa și să se ajute între ei oamenii și mi-aș dori pentru copiii mei să ajungă cineva, pentru că soțul meu nu are nicio clasă, nu are școală și nu se poate angaja nicăieri și lucrează cu ziua la pădure și vreau ca copiii mei să ajungă cineva, să aibă școală și să angajeze undeva, să lucreze și ei o muncă normală. Acțiunea Casa mea de vis s-a desfășurat și în localitatea Telechiu. Ne aflăm în satul Țețchea, unde, de asemenea, Partida Romilor premiază și încurajează investiția în educația copiilor. Ne aflăm așadar la centrul educațional, unde vom înmâna premii tuturor familiilor participante. Copiii au avut o temă. Știți care e tema aia ce au avut de desenat? Ce a fost? O casă. Ia spune tu, ce casă, Cornelia? Ce casă ai tu acum? Când s-a făcut casa aia? Anul ăsta s-a construit o casă cu 3 camere la tine, foarte frumoasă. Ei, ne-am gândit că fiecare copil are dreptul să aibă o casă de vis. Cum nu se pot construi case, că nu avem posibilitatea asta, am zis că cel puțin pentru copiii care merg la școală, să vă ajutăm pe voi părinții să le puteți lua copiilor o hăinuță, să-i încălțați, să-i îmbrăcați, să le puneți ceva pe masă, să vină moșul să le dați, să le luați un cadou, că n-am știut noi ce să le luăm, dar vă luați voi pentru copii, cu o singură condiție. Copiii trebuie să meargă la școală. Puteți să-mi descrieți un pic comunitatea de rom de aici, cât este de mare? 300 de persoane în comunitatea aceasta. 300 de persoane. Da, și copiii, ce puteți să-mi spuneți despre copii? Merg în mare parte, ei merg la școală. Da, sigur, merg, pentru că le-am mai explicat, mai am făcut educație fizică cu ei, mai le-am explicat ce înseamnă să ai școală sau ce înseamnă să nu ai școală. Suntem acum mulțumiți și de copii. În trecut nu, până atunci nu știu ce a fost situația. Într-adevăr că a fost și o sărăcie, nu au avut nu știu multe, dar acum începe să duc și la școală foarte mulți acum. În zonă aici, oamenii în timpul pandemiei, vă dați seama că este foarte greu și presupun că și aici au fost dificultăți. Merg oamenii să se vaccineze, i-ați informat și despre pericolul care îi pândește, eu știu, cu această pandemie? Da, noi le-am explicat chiar, le-am explicat ce să margă este poate bun pentru unul, pentru altul nu, pentru vaccinul ăsta, dar nu putem să facem niciun fel de obligație la nimeni, pentru că fiecare este alegerea lui ce face cu viața lui sau ce face alegerea fiecare persoană. Anul viitor va avea loc recensământul populației. Cum credeți că se vor declara de aici oamenii și declara apartenența la etnia romă? Cred că o să fie și mai bine. Sperăm. A fost acum 10 ani. A fost, da, acum 10 ani, da. Da. Doamnă, spuneți-mi cât de bine vă prinde premiul oferit astăzi. Câți copii aveți în primul rând? 4 copii am. 4 copii și astăzi au fost premiați acești copii ai dumneavoastră și alții. Cât de bine vă prinde acest premiu? Ne prinde foarte bine, că trebuie să luăm și noi încălțăminte pentru copii, pentru școală, să aibă și mai le luăm pe să aibă mâncare la copii acasă, că încălțăminte pentru copii, ne bucurăm, se bucură și copii. Merg toți 4 la școală? Nu, numai 2 merge din ei. Un asemenea ajutor venit din partea Asociației Partida Romilor reprezintă nu doar o motivație, ci și un pas către un trai mai bun, iar în situații delicate, probabil singura cale de a acoperi necesitățile unei gospodării. Cunoaștem așadar un caz aparte, identificat de mediatorul școlar, cel al familiei Lingurar. Domnule Daragiu, iată că am ajuns la o familie despre care mi-ați povestit puțin mai devreme, cu niște probleme mai speciale. Astăzi dumnealor au primit și un premiu. O să vă rog să-mi spuneți dumneavoastră mai multe lucruri și o să le cunoaștem și pe... Suntem la familia Lingurar. Au 3 copii, unul mai frumos ca celălalt. Sunt premiați astăzi la inițiativa și recomandarea doamnei mediator școlar, doamna Ștef, care ne-a informat despre condițiile lor foarte, foarte precare și ne-am dorit ca acești copii să continue să meargă la școală. Cum au ales să-și cheltuiască acest premiu a fost decizia lor și este decizia lor. Pentru noi ce este foarte important, dragilor, este ca să continuați să credeți în educație și să înțelegeți că fără educație acești copii nu vor avea un viitor așa cum vi-l doriți și doar prin intermediul educației, așa, începând de la educația aceasta preșcolară de mici, copiii vor putea să aibă un parcurs foarte bun, iar cu sprijinul doamnei Ștef, cea care ne-a și recomandat și familia și alte familii foarte sărace, noi vom încerca din partea organizației noastre, din partea Asociației Partida Romilor Pro-Europa, să rămânem aproape de dumneavoastră, iar tema pe care ați primit-o în această săptămână de a vă desena Căsuța de vis a fost un desen foarte frumos, ne-am bucurat de el, iar acest premiu vine ca urmare a investiției pe care dumneavoastră ați făcut-o în educație și continuați să o faceți. O să mă îndrept și către doamna mediator, da? Să ne spuneți câteva cuvinte despre această familie, cum ați ales-o și despre cei mici, bineînțeles, care merg, așa cum spunea și domnul Daragiu, merg la școală, nu? Sau la grădiniță? La grădiniță. Da, da. Păi, pe familie am cunoscut-o în cadrul unui proiect de educație antepreșcolară la școala Hotar. Copiii sunt înscriși acolo și prin vizitele la domiciliu am identificat situația lor și am hotărât că ar fi necesar să îi sprijinim. Din punctul noastră de vedere, cum se descurcă cei mici care merg la grădiniță? Și cât de important este acest lucru? Deci, este foarte important, copiii se descurcă bine, suntem chiar încântate de evoluția copiilor și ne dorim să treacă această situație pandemică ca să putem să mergem față în față, că deocamdată suntem online. Pentru acest cadou eu sunt foarte mulțumit și mă bucur foarte tare de această ușă frumoasă și de acest cadou. Deci ați hotărât, practic, din premiul acesta primit să cumpărați o ușă, pentru că, așa după cum Vedeam și noi în imagine cum aveți o ușă. Da. Nu renunțați la școală, indiferent cât de greu este. Partida Romilor este alături de dumneavoastră, suntem alături în toată munca și în tot efortul pe care îl depuneți. Colegii noștri sunt alături de dumneavoastră cu mediatorii și vom încerca ca la nivelul școlii să-i avem pe copii cât mai mult timp ca să poată să ajungă și ei, până la urmă, oameni mari, așa cum vă și doriți. Partida Romilor Pro-Europa va continua să susțină educația în comunitățile de romi și să încurajeze demersul fiecărui actor angajat în dezvoltarea comunitară prin educație. Vrem să aducem un viitor mai bun pentru copiii noștri, dar și bucurie pe chipurile celor mici, așa cum am reușit la Centrul Educațional din Seschia. Ce ai desenat acolo? O casă. Vai, ce frumos! Cum te cheamă? Luca? Luca. Luca, ce ai făcut tu acolo? O căsuță cu? O fată. Cine e fetița de acolo? Sora ta? Nu. Nu? E o prietenă, nu? Da. Din ce-ți place ție cel mai mult la școală? Română. Română? Ești bună română? Da. Bravo. Și ce vrei să te faci când o să fii mare? Polițist. Wow, ce frumoasă e! Foarte frumoasă. Tu ce vrei să te faci când o să fii mare? Doctoriță. Doctoriță? Bravo. La școală îți place? Da. Ce-ți place cel mai mult ție la școală? Să scriu. Copilași, pentru desenele astea, noi de la Partida Romilor, și aici aveți, vedeți acolo o cameră de filmare? Da! Și o vedeți și pe doamna de acolo? Da! Ei se ocupă de emisiunile alea care vorbesc despre romi la televizor. Și pentru că ați făcut căsuțele astea așa de frumoase, ați primit un premiu pe care părinții voștri dincolo îl iau acum pentru voi. Adică niște bănișori cu care o să vă puteți lua dulciuri, hăinuțe, bocăncei, ceva ce vreți voi. Echipa emisiunii noastre i-a însoțit pe coordonatorul regional Iulian Paraschiv și pe liderul organizației județene Nelu Pavel la acțiunile derulate în comunitatea de romi din satul Tălpășești, din comuna Bălești. Aici trăiește o comunitate compactă de romi cu peste 100 de persoane, confruntată cu multe probleme sociale, lipsa locurilor de muncă și implicit a veniturilor sigure, făcând mult mai dificilă viața localnicilor. Voluntarii Partidei Romilor i-au premiat pe copiii care au participat la acțiunile educative. De asemenea, împreună cu mediatorul sanitar, reprezentanții organizației Partidei Romilor în localitate, liderii organizației locale și regionale s-au mobilizat pentru a informa pe romii din Tălpășești asupra riscurilor pandemiei și prevenția acestora prin vaccinare. Nu uităm să fim alături de Comuna Bălești, mai ales de dumneavoastră. Noi facem prevenire în comunitățile de rom. Discuția asta o avem și cu autoritățile locale și cu colegii mei, cu Nelu Pavel, președintele Partida Romilor, cu mediatoarea sanitară care este și liderul local și cu domnul Iulian Paraschiv. Știți foarte bine că este liderul regional și un om care se zbate pentru comunitățile de romi. Avem obligația morală față de dumneavoastră să fim alături. Pe de altă parte, este foarte bine să vă vaccinați. Exemple suntem noi, cei care ne-am vaccinat. Este foarte bine să preveniți această boală, mai ales pentru cei din jur. Avem posibilitatea să vă ajutăm, să aducem și o caravană în mijlocul dumneavoastră în care poate să vă facă vaccinele aici, în comunitate, undeva în care avem posibilitatea și un sediu adecvat, dacă dumneavoastră doriți. Cred că și dintre dumneavoastră la ora actuală sunteți vaccinați, dar încă ar trebui cam majoritatea să fim, pentru a preveni această boală și ne simți în siguranță. Cel mai important că aveți copii, să-i creșteți sănătoși, să aveți noroc de ei, că cei mai important copiii sunt, să-i vedeți sănătoși și să învețe carte, să ducă la școală, să investiți în copii. Noi asta ne aflăm împreună cu consilierul prefectului, cu colegii mei din Dolj, și cu domnul Iulian Paraschiv să vă informăm, că cel mai important lucru este informația. Omul, dacă este informat, știe să decidă și să-și aleagă drumul. Pentru că știm că în ultima perioadă, cu vaccinarea, cu virusul ăsta nenorocit, că avem atâtea cazuri, care vedem ce se întâmplă, este prevenirea, cel mai important lucru. Pentru că știu că majoritatea cum ne-ați explicat, domne, dacă fac vaccinul nu mai fac copii, domne, dacă fac vaccinul în 3 ani mor, îmi bagă chip, îmi bagă nu știu, nu este adevărat. Eu îmi dau cuvântul de om că m-am vaccinat. Trebuie să avem grijă de apropiați, de copii, că se transmite foarte repede și își face efectul foarte repede. Și atunci rugămintea mea este din suflet. Nu vă oblig, dar am venit să vă informez. Fraților, lăsați canalele de socializare, lăsați nebunii care vorbesc tot felul de nebunii. Vaccinați-vă, rugămintea sufletească este, pentru că nu este de joacă și prevenirea. În momentul când vedeți că e unul răcit, unul e bolnav, anunțați medicul de familie, anunțați mediatorul, liderul dumneavoastră, ca să vă ajute, să vă sprijine, să luați măsuri de vreme. Pentru că dacă stăm, se răutățește situația foarte repede și vă afectează, se ajunge până la deces. Inclusiv eu în familie am avut cazuri de acest gen, care mă doare să mi-am pierdut fratele datorită acestui virus. Am făcut mereu informare pe acest capitol. Aș vrea să înțelegeți și singuri să decideți și să luați măsuri pentru proprii leveți, da? Am zăcut 2 săptămâni și n-aș vrea să mai zaceți și dumneavoastră în această situație. Deci m-am vaccinat cu ambele doze, sunt bine, nu am nimic și eu și soțul meu. Consider că singur trebuie să luați decizia pentru a vă vaccina. Vă mulțumesc. Aș vrea să mulțumesc domnului Nicolae Păun, domnului Iulian Paraschiv, care a luat această decizie să venim în comunitatea de romi, în toate comunitățile, în toate județele, să le explicăm persoanelor, părinților, cât de importantă este vaccinarea. De la Tălpășești, delegația Partidei Romilor a pornit mai departe către municipiul Târgu Jiu, mai exact în cartierul Obregia, locuit de o comunitate numeroasă de romi, vorbitori de limba romanii. Implicarea Partidei Romilor a rezolvat multe probleme ale romilor de aici, prin proiecte de infrastructură și dezvoltare comunitară. Cunoscând bine situația comunității din Obregia, liderii Partidei Romilor au decis să ajute din surse proprii câteva familii de romi nevoiașe, aflate în situații critice. Lasă-o să vorbească mult. Pentru că mici tilar timp ce părăsăm rășavem, pentru că da saroastă tilarau, dar findem beșau hai bararable pentru că să pangi hai să but. Și beșorconi glenți, corodan asfalu, hai cime când mă mărărum anei țigănii. Te jep te halaua paghez pe te care să davle te hai. E anagalice te gândim când în cazul că ești tu, si tu dan asfalu pe tu te și avei. Janer mă de cacidea câte 520 pe rap. Tu ia dai saraseamen. Te-a ajutit să arăți pentru o familie, este că să deam Iulianos, că ai sunul de la Burj, că ai sunul moro colegul care au buchinian dar rom, că să ștar familii, că amente avea la mea puterea ajutit să arăți mai bun familii. Dacă de-am mea limitii meu, bolica noi din Isa Găleata, ai identificat să dea dar pentru familii, că să le mai ciurăm, mai mărâmente, dar să arăți mai crazi în gheamea, n-am dat atunci targhis, panghis, ca sunt de luat de el, mai înțelegimele greutăți. Însoțiți de voluntari, liderii Partidei Romilor au venit în ajutorul familiilor rome nevoiașe de la marginea municipiului Târgu Jiu, aducând alimente și produse de maximă necesitate. Echipa Partidei Romilor s-a oprit la cazurile sociale pe care le are în evidență, care, din păcate, nu sunt puține, pentru a-i ajuta pe membrii comunității. Într-o locuință improvizată, o familie se chinuie să supraviețuiască în condiții nedemne de era digitală. Un curent ne trebuia și nouă pentru copii, o pompă la copii și o cămeruță, 2 cămeruțe. Dacă cu ajutorul lui Dumnezeu, dacă făceați binele ăsta, locuim de 15 ani, de 15 ani sunt cu el. E soțul, doar că nu suntem în acte trecuți, așa e. Câți copii aveți? 3 copii. Noi colaborăm cu Iulian Paraschiv, fiind reprezentantul nostru pe regiunea Sud-Vest Oltenia și am identificat 4-5 familii împreună cu Denisa, cu mediatorul școlar, cu Gorican, ca să putem să vă ajutăm și noi cu niște alimente la anumite familii care sunt cu probleme. Ia vină încoace, uite, aici ai niște ouă. Ai cartofi, ai și mezeluri, ai de toate, aceea alimente de bază. N-avem nici apă, două cămeruțe pentru copii. Și apă de unde aduceți apă? Aduc de pe Obreja, sunt amărâtă, adică cu bidoanele. Da, trec cu bidoanele. N-ar trebui și noi, asta e necesar, apa, că n-avem. Și cu curentul, stăm întuneric. Copiii dumneavoastră merg la școală? Da, merg copiii. Facem necesarul ca să le ducem. Că ce să facem? Da. Un lucru bun să trebuie să le ducem. La școală, da, în fiecare zi să duc copiii, nu lipsesc. Mulțumim frumos, mă bucur. Mă bucur, Dumnezeu să vă dea putere, sănătate. Făcurăți o faptă bună, mulțumesc frumos! În ziua de azi, traiul nu e deloc ușor pentru membrii familiilor nevoiașe de romi de la marginea orașului. N-avem lumină, n-avem apă, n-avem condiții, n-avem nici ceahte, n-avem nimic. Câte persoane locuiți în casă? Păi 4 copii și cu 2 adulți, 6. Și de unde cărați apă? De la câți kilometri? De la... tocmai de acolo. Dar ia spuneți-mi, copiii merg la școală? Da. Ăsta merge la școală. Cum te cheamă pe tine? Bă, Manuel. Și în ce clasă ești? În casa pregătitoare. În clasa pregătitoare? Da. La ce clasă? La ce școală, pardon? Aici, în CMU. În CMU. Și cum ajungi la școală tu? Mă duce bunica. Te duce bunica în fiecare dimineață? Da. Și câți kilometri ai până la școală? Nu e mult, doar trecem calea ferată. A, treceți calea ferată. Da. Aduc niște alimente, niște ejecuție pentru copii și dați copiii la școală. Vă rog eu să-i dau. Am copilul la școală al mic. Haideți să ne dăm așa. Copilul al mic îl am la școală, ăsta la grădiniță, dar e prea mic și nu stă. În ceea ce privește serviciile medicale, prin implicarea Partidei Romilor, membrii etniei din Târgu Jiu beneficiază de recomandările unui mediator sanitar și de consultații medicale într-un cabinet unde cadre specializate se ocupă inclusiv de informarea populației rome pentru prevenirea infectărilor cu COVID-19 și importanța vaccinării. Sunt asistentă medicală de 20 de ani în acest cabinet. Este un cabinet înființat de noi, de organizație împreună cu primăria, de acum 20 de ani. Organizația ne-a pus la dispoziție acest spațiu pe care noi îl folosim de 20 de ani pentru cabinet. Cabinetul fiind destinat în proporție de 90% pentru comunitatea de etnie romă. Acest cabinet deservește o populație de peste 2600 de persoane. Comunitatea romă are mare încredere în mine, pentru că eu, chiar dacă sunt în cabinet, în momentul în care la mine vine un pacient de etnie romă care poate este jenă sau poate este, nu știe să se exprime destul de corect în limba română, eu sunt promotorul care îl ajut pe acest pacient, iar medicul întotdeauna mi-a dat mână liberă să pot să vorbesc cu acest pacient în așa fel încât să înțeleg perfect ce vor. În momentul de față se vede o creștere a vaccinărilor, pentru că foarte mulți au venit să se informeze, în mod special la cabinet. S-au făcut și campanii de vaccinare, se fac în continuare, atât de către organizație, cât și de către mediatorii sanitari și de medici care merg prin comunitate. Campanii se fac. Sperăm din tot sufletul să se îndrepte toată lumea către vaccinare. Pentru că un vaccin nu poate face mai mult rău decât face virusul în sine. Sub nicio formă. Rog din tot sufletul toată populația să se vaccineze, să aibă încredere în vaccin și în oamenii care îi sfătuiesc să facă acest lucru. Te avem bactalei, hai jean, hai vaccinindu-me, pentru că o să stimos mai bară decât orso. Și conteal canci pe popo și te avel tu orso, cancelatul să stimos n-ai tu canci. La finalul vizitelor derulate, în Gorj, reprezentantul regional al Partidei Romilor în regiunea sud-vest Oltenia a subliniat importanța prezenței reprezentanților organizației în teritoriu și efectele majore pe care implicarea și proiectele aplicate le au în dezvoltarea comunităților de romi. După cum ați văzut, sunt activități care s-au desfășurat la nivel local în comunitățile cu romi. Am încercat pe cât posibil să mergem din casă în casă. Pandemia nu ne-a dat voie să ne organizăm în grupuri mai mari, astfel încât să avem acele acțiuni cu care eram noi obișnuiți, însă zic eu că prezența noastră în comunități este o dovadă clară a faptului că Partida Romilor are ca prioritate numărul 1 comunitatea locală. Am intensificat lucrul în comunitățile locale, am înțeles că de la birou din București nu putem, sau din mediul online nu este suficient pentru a putea să să schimbăm ceva, avem nevoie ca prezența noastră să fie simțită la nivel local, avem nevoie să luăm contact cu oamenii, să ne păstrăm contactul cu realitățile locale și să fim cât mai aproape de oameni. Am văzut că una dintre activitățile, dacă vreți, pe care le-ați desfășurat a fost vis-a-vis de vaccinare. Încercăm pe cât posibil să mergem în acele comunități compacte, în comunități cu pondere semnificativă, unde informațiile ajung mai greu sau informațiile sunt culese din surse nesigure. Și asta este rolul nostru, să încercăm să le explicăm oamenilor că este bine să-și culeagă informația de acolo de unde trebuie. Nu obligăm pe nimeni să se vaccineze, credem cu tărie că trebuie să-și culeagă informațiile corecte, argumentate științific, din surse sigure. Astfel de activități au loc în toată țara. Cei patru coordonatori ai partidei, cei patru coordonatori de regiuni și-au organizat fiecare și-au planificat activități la nivel local. Ca și mine, de altfel, suntem prezenți printre oameni, mergem, suntem alături de ei cu tot ceea ce putem face. Echipa Partidei Romilor de aici, de la Gorj, din plan local, a reușit să se mobilizeze bine în jurul propriilor interese și într-un timp nu foarte îndepărtat, adică discutăm despre vreo 7, 8, 9 ani, comunitatea a căpătat o altă față. Îmi doresc foarte mult ca în cât mai multe comunități oamenii să se mobilizeze în jurul propriilor interese, să vedem comunități care devin voce pentru ele, în primul rând. Oamenii se mobilizează și se organizeze astfel încât, în relația cu instituțiile locale, județene sau, mă rog, alte tipuri de instituții, și nu numai, să fie foarte, foarte activi și să lupte pentru drepturile lor, respectând în același măsură și obligațiile pe care le au. În edițiile următoare ale emisiunii noastre, vă așteptăm cu noi materiale legate de acțiunile liderilor Partidei Romilor în județele Bacău, Iași, Dolj, Gorj și Sălaj.